Elicopterul care survolează zona frontierei în Mehedinți a venit de la Timișoara și aparține Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului de Interne. Imediat după decolare, echipajul elicopterului împreună cu polițiștii de frontieră se vor deplasa în zona Porțile de Fier 2, Salcea, Gârla Mare, unde vor supraveghea traseul liniei de frontieră pe fluviul Dunărea. Vorbim despre misiuni executate împreună cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviație, care face parte din Ministerul Afacerilor Interne, misiuni executate de polițiști de frontieră în toată zona de competență cuprinsă între Jvinița și Salcea. Dacă ieri s-au executat misiuni pentru combaterea migrației ilegale, a contrabandei și evaziunii fiscale, a braconajului piscicol în zona Jvinița-Orșova, astăzi misiunile se execută în zona localităților Porțile de Fier 2, Salcea, Gârla Mare. Misiunile se desfășoară în toată zona de competență a Poliției de Frontieră Mehedinți și pentru realizarea unei corelări a misiunilor între patrule și posturile Poliției de Frontieră aflate în aer, pe uscat și pe fluviu. Vreau să vă spun că misiunile au ca principal scop cercetarea terenului, combaterea contrabandei, după cum a spus, și a evaziunii fiscale, a migrației ilegale, dar nu în ultimul rând descoperirea unor eventuale pregătiri ce se fac în vederea trecerii ilegale ale frontierii. Se verifică locurile unde se desfășoară activități în zona de frontieră, activități industriale, activități agricole. De asemenea, se verifică eventualele locuri pretabile desfășurării unor activități infracționale la frontieră. Având în vedere că frontiera cu Serbia este frontiera externă a Uniunii Europene, în următoarea perioadă misiunile de cercetare aeriană efectuate în sprijinul polițiștilor de frontieră se vor intensifica, acestea crescând semnificativ eficiența serviciului de supraveghere a frontierei de stat.